Administrația Națională de Meteorologie a dat publicității prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni în fiecare regiune a țării. Astfel, în Muntenia vom avea parte în continuare de o toamnă frumoasă, chiar dacă în următoarele zile este așteptată o răcire ușoară. Potrivit meteorologilor, pe 8 și 9 octombrie vremea se va răci și mediile temperaturilor diurne nu vor mai depăși 19-20 de grade. Va urma apoi o nouă încălzire, care va aduce regimul termic la valori apropiate de cele normale pentru această perioadă. În ceea ce privește precipitațiile, probabilitatea de apariție a ploilor va fi mai mare între 7 și 11 octombrie, însă acestea nu vor fi însemnate cantitativ.